Turismul balnear este una dintre cele mai vechi forme de turism care a fost practicat pentru motive curative încă din epoca romană și greacă, iar România are câteva asemenea locuri importante. Printre acestea se numără și stațiunea din România cu ape unice în Europa, celebră pentru proprietățile sale vindecătoare. Întrebați care sunt motivele pentru care turiștii români au evitat în acest an litoralul românesc? Cei mai mulți respondenți au indicat prețurile practicate de hotelierii drept principal motiv. Dar dezavantajele? Totul este foarte scump. Este foarte scump totul. Cam asta cred eu că sunt dezavantajele. Și condițiile, poate uneori precare din ce am văzut pe la televizor și neauzite. Pe listă s-au mai regăsit în ordinea opțiunilor condițiile de cazare, calitatea serviciilor, traficul aglomerat, situația plajelor și lipsa modalităților de distracție. De asemenea, turiștii au reclamat și curățenia deficitară din hoteluri. Pe lângă turiștii care aleg să părăsească țara pe timpul verii, sunt și cei care aleg să viziteze diversitatea peisajelor, de la litoralul românesc până la destinațiile muntoase și la pitorescul numeroaselor destinații turistice. Mă refer la zona noastră. Clisura Dunării e destul de frumoasă, zona asta de munte la fel. Avem multe zone frumoase în județul nostru, care sunt destul de plăcut să le viziteze turiștii. Tot așa, o adevărată aventură pe care o poți trăi în România ca și turist pe durata unei vacanțe este să descoperi numeroasele atracții care sunt pline de istorie. Totodată, turismul balnear și de tratament sunt o locație ideală pentru vârstnici. Care considerați că sunt avantajele turismului din România? Păi sunt avantaje foarte multe pentru turismul din România. Deci țara noastră e o țară foarte frumoasă. Deci unde poți să vezi mănăstiri, să colinzi. Avem o țară extraordinar de minunată. Avem mare, avem munte, avem tot ce ne trebuie în țara noastră. Peste 37% dintre români și-au redus bugetele pentru vacanță anul acesta, în timp ce mai mult de un sfert nu vor pleca deloc în concediu și nu au alocat niciun ban în acest sens.